cea de-a 17-a ediție a Salonului Auto din Piatra Neamț. Este un eveniment pe care ni l-am dorit foarte mult să se producă la Piatra Neamț. Este de fapt singurul din Moldova care se organizează la această dimensiune. Sunt 10 dealeri de automobile și accesorii auto. Ce este de remarcat că sunt 8 din Piatra Neamț, unul din Iași și unul din Bacău. Sunt peste 70 de modele de autoturisme expuse, deci doritorii din Piatra Neamț și din județul Neamț care doresc să se informeze și care doresc să-și achiziționeze în perioada următoare un autoturism vor găsi soluții dintre cele mai diverse, de la autoturismele clasice, arhicunoscute, până la modele noi, modele electrice, modele hibride, deci este o varietate de produse, de modele, care zic eu că va satisface pe deplin dorința celor care își doresc să achiziționeze un autoturism. Ce aș vrea să remarc în mod deosebit, contribuția municipiului Piatra Neamț, a domnului primar Andrei Caravela în organizarea acestui eveniment. De asemenea, mulțumesc și părintelui Cojan de la Paroia Sfântul Ioan Domnesc și Direcție de Cultură, care au acceptat și au fost înțelegători cu noi să facem acest eveniment la care am ținut foarte mult și care, așa cum am presionat de la început, este singurul de acest fel din toată Moldova. Eu doresc celor care au venit la Piatra Neamț succes în afaceri, le mulțumesc că au acceptat această provocare și sunt sigur că după acest eveniment vor avea afaceri mai bune, vor vinde și această prezență va fi un moment plăcut pentru toată activitatea lor. Le doresc lor sănătate, angajaților sănătate, pentru că prin ei funcționăm și noi, prin ei se asigură și bugetul național și bugetul local și ca orice activitate economică este bine să se producă la Piatra Neamț. Orice eveniment care dezvoltă o afacere, orice eveniment care are o componentă economică trebuie sprijinit, trebuie avut în vedere, pentru că altfel nu putem să ne dezvoltăm. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc presei pentru mediatizare și vă doresc multă sănătate. Domnule primar, vă rog să spuneți dumneavoastră câteva cuvinte pentru ceea ce facem aici și pentru buna colaborare care avem cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând vreau să felicit dați-mi voie să felicit Curtea Camera de Comerț și Industrie Neamț și pe domnul președinte Mihai Popi pentru organizarea acestui eveniment. Iată cine spune că istoria și tehnologia nu se îmbină. Aici, pe platoul Curții Domnești, vedem cât de bine se îmbină istoria și tehnologia. Sunt 10 branduri și vreau să vă mărturisesc că de data aceasta trăiesc emoțiile primelor participări la astfel de evenimente. Pe de o parte, în perioada studenției veneam ca și curios și vânam astfel de evenimente, fie că erau la Piatra Neamț sau la Iași. Apoi, în calitate de angajat al unui dealer auto, participam la aceste evenimente și iată de data aceasta ca partener a unui organizator care se implică să genereze activitate, să dezvolte activități economice aici la Piatra Neamț. Felicitări tuturor participanților și invit cât mai mulți pietreni să viziteze zilele acestea platoul Curții Domnești pentru a vedea mașinile expuse și de ce nu poate pentru a le testa. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc pentru prezență. Salonul Auto s-a deschis la Piatra Neamț. Vizitați-ne cu încredere, numai bine!